Thank you.
Bună seara și pace! Vă spunem în locul acesta peste care chemăm numele Domnului la încă o ocazie pe care Domnul o dă să fim împreună și să lăudăm numele Domnului. Căci mare este bunătatea ta și credincioșia ta. Și singurul răspuns potrivit la bunătatea și credincioșia Domnului este a lăuda pe El. Prima afirmație a corului cu care corul a început închinare din seara aceasta este: gata mi este inima să te laude, să cânte Dumnezeul meu. Și în această seară aș vrea să te întrebi în dreptul tău, să mă îndrept în dreptul meu, oare chiar îmi este gata inima să laude pe Domnul? Sunt pregătit cu adevărat ca în această seară să cânt spre slava Lui, să înalți cântări de laudă, să înalți sufletul meu în închinare înaintea acestui Dumnezeu? Vedeți, lauda Domnului nu este întâi de toate o problemă de abilități, de înzestrări, de talent, de voce chiar. Nu doar coriștii care au voce și au o chemare specială, ci noi toți suntem chemați să lăudăm pe Domnul. Lauda Domnului nu ține întâi de toate de aceste lucruri, nu depinde de ele. Ele pot adăuga o valoare, o frumusețe, dar lauda întâi de toate și cântarea ține de altceva. De ce? Gata mi este inima. Iacov 5:13 ne spune: cine are o inimă bună, inimă bună, acela să cânte. Deci înainte de toate, la început, în startul acestei noi ocazii de închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu, haideți să rostim în dreptul nostru câteva rugăciuni ca Domnul să se atingă de inima noastră. Am putea să spunem, la fel ca psalmistul în psalmul 139, Doamne, cercetează-mă, cercetează-mi inima și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe calea rea și pune-mă pe calea veșnicie, cercetează-mi inima. Am putea să ne rugăm și să spunem, Doamne, curățește-mi inima, amin, prin sângele Domnului Iisus, ca să pot să-ți aduc o laudă după voia Ta. Am putea să spunem, Doamne, înnoiește inima, adu prospețime în sufletul meu. Am putea să spunem, Doamne, schimbă-mi inima, amin. Și am putea să spunem, Doamne, umple-mi inima cu prezența Ta, cu bucuria mântuirii Tale, cu Duhul Tău, ca să Te pot lăuda. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să rog pe fratele Tinu Pop să ne conducă într-o rugăciune în care venim înaintea Domnului și rugăm pe El să se atingă de inimile noastre, ca apoi să-i aducem o cântare de laudă demnă de numele Lui. Doamne, Tatăl nostru, nu putem decât să spunem mulțumesc și pentru această dupămasă. Este ziua Ta, Doamne, ne-ai dat să ne apropiem în mod deosebit de Tine, să ne bucurăm în ea și ajută-ne să o facem cu toată inima. Stăm înaintea Ta mulțumitori pentru harul care îl avem, să fim copiii Tăi și ca și copii să fim în casa Ta și cu toată inima vrem să-Ți aducem laudă și închinare. Te rog, Doamne, să privești cu plăcere spre noi și pentru aceasta sfințește inimile noastre, gândurile noastre și tot ceea ce se va face în casa Ta. Vrem să fie spre lauda Ta și spre bucuria noastră. Doamne Iisuse, dacă am venit careva cu inimi înfrânte, cu inimi întristate, Te rog să ne schimbi inimile la fiecăruia. A vrea, Doamne Iisuse, să Te iubim din toată inima și la rândul Tău, Doamne, să privești cu plăcere asupra noastră. Încredințăm lucrarea din după masa asta în mâna Ta, Doamne. Te rog să o binecuvintezi. Cântarea, poezia, slujirea prin cuvânt. Îmbărbătează, Doamne, pe toți cei care se vor ridica în numele Tău. Și într-o atmosferă sfântă și plăcută, ajută-ne să avem o părtășie sfântă unii cu alții și împreună cu Tine. Amin. Bye.
Ai rătăcit cărarea prin ceața disperării. Ți-ai frânt de stânci catargul când te credeai erou. Din glorie curg zdrențe. Tu, robul înșelării, nu-i rău că ești cenușă, dar naște-te din nou. Oglinda conștiinței ai spart-o din mândrie. Ți-ai fost singur exemplu, dar ai ajuns cavou. Te văd cerșind în taină un strop de apă vie sătul de viața asta, vrei să te naști din nou. Da, Nicodim nu-i singur cătând un drum de stele. În mii și mii răsună al răului ecou. La gândul neputinței ni s-a aripile grele, că nu-i în firea noastră a fi născut din nou. Copilul nu se naște prin propria putere. Surpriza este lumea, viața un cadou. A doua și dragostea de mamă e întâia mângâiere. A doua mai deplină e nașterea din nou. Și dacă n-ai puterea, ai dragostea de bine. Alege pentru viață cel mai frumos tablou. Și dacă n-ai puterea, comanda e la tine. Doar inima se cere și ești născut din nou. De aceea din cenușă ridică-te și vino. Nu-ți construi tot singur un nume de erou. Căci vântul care bate e dragostea divină. În tine lasă-l zilnic să fii născut din nou. Amin.
Am fost tare încurajată zilele astea de Dumnezeu și am pregătit o poezie, dar cred că mai bine vă spun o mărturie. Data trecută când v-am vorbit, v-am încurajat să veniți aici și să mărturisiți despre ce face Dumnezeu în viața voastră. Nu că noi suntem ceva, dar Dumnezeu e viu și lucrează. Vă spuneam că mă rog de 23 de ani pentru mama mea și vreau să vă spun cum a ajuns mama mea să fie evangelizată printr-un tânăr pe care nu l-am văzut în viața mea. Așteptam de la mama de la Făget un pachet, un pătuț pentru bebe. Și Dumnezeu așa a rânduit ca tânărul șofer care a ajuns în casa mamei mele să-și aducă aminte că eu v-am spus că mă rog de 20 de ani pentru mama. Și nu doar să-și aducă aminte, nu m-a văzut, nu mă știa decât aici atunci, să vorbească cu ea despre Dumnezeu. Mama mea e o persoană care îl iubește pe Dumnezeu în felul ei, cântă în corul bisericii ortodoxe și se străduie. Nu acceptă foarte mult de la mine și e destul de reticentă cu oamenii care vin să-i spună despre altă credință, despre altă religie. Dar când am vorbit cu ea la telefon, Monica, așa un băiat credincios a venit în casa noastră. E așa credincios băiatul ăsta, am spus cu el credeu. M-am încurcat acolo, dar așa de credincios e băiatul ăsta. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Prin oameni pe care noi cunoaștem și cărora nu le putem răsplăti. Aveți îndrăzneala să veniți înaintea lui Dumnezeu, să spuneți aici ce face Dumnezeu pentru voi, că nu știți niciodată cum lucrează Dumnezeu și prin cine. După mărturia mea de la începutul anului, mulți m-au sunat sau mi-au spus, am fost încurajat de ce mi-ai spus tu. Eu, la rândul meu, am fost încurajată de vorbele voastre. Mărturisiți ce face Dumnezeu în viața voastră. Mâine se împlinesc 23 de ani de când în locul ăsta m-am născut din nou. Eram doar o tânără, ca mulți dintre voi, și căutam răspunsuri la întrebările vieții mele. Mă temeam de moarte și nu știam încotro voi merge. Aveam întrebări pe care îi le puneam lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a răspuns. Nu că eu aș fi fost mai bună decât alții, nu că însemnam eu ceva, ci că Dumnezeu răspunde acelor care îl caută și vorbește celor care vor să-l audă. Vă îndemn pe toți, căutați-l pe Dumnezeu. Și încă ceva, dacă stau aici înaintea voastră, după 23 de ani de la momentul ăla, nu-i că eu sunt ceva, că nu sunt nimic. Întrebați-mă dacă am avut o viață frumoasă. În mare parte, da. Întrebați-mă dacă am dezamăgit pe unii oameni, cu siguranță. Întrebați-mă dacă am căzut, dacă am fost descurajată. Am fost. Dar slavă lui Dumnezeu și iubesc corul care îmi cântă despre cerul și eternitatea spre care ne îndreptăm. Vă îndemn pe voi cei botezați de curând. Căutați rugăciunea și oamenii rugăciunii. Mulțumesc, Mariana Natiu, că ți-ai deschis casa și m-ai învățat să mă rog în grupul tău de rugăciune. Sora Firuța, vă mulțumesc că m-ați primit acolo, deși erați mult mai mature decât mine. Lina, pentru ora surorilor, și binecuvântată fie sora Băc, care a sădit atâta înțelepciune în inima mea. Mulțumesc adolescenților care m-ați provocat și care m-ați ținut și slăvit să fie Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Mulțumesc, sora Maria, care ne-ați sprijinit în lucrarea cu adolescenții și în rugăciune și financiar. Sunteți atât de mulți aici, atât de diferiți, dar Dumnezeul nostru e unul și El poate face mai mult decât oricare dintre noi. Am auzit recent într-o predică faptul că eu sunt premiul lui Hristos. Nu sunt eu nimic, El m-a câștigat. Eu doar mă bucur că sunt premiul lui Hristos și nu vreau să-i dau diavolului nici măcar o satisfacție. El îmi poate răpi bucuria, El îmi poate aduce amărăciune, dar eu sunt premiul lui Hristos. Și pentru toți aceia dintre voi care v-ați lăsat curățiți de Domnul Iisus Hristos, țineți minte, sunteți premiul Lui. Nu lăsați pe diavol să vă fure bucuria, să vă aducă amărăciune, să vă aducă întristare. Vor fi oameni care vă vor dezamăgi? Cu siguranță. Vor fi oameni care vă vor întrista? Cu siguranță. Dar voi sunteți premiul lui Hristos. El a plătit pentru voi, bucurați-vă de asta. Voi veți dezamăgi pe alții, cu siguranță. Dar întoarceți-vă mereu la acela care e adevărul. Și dacă adevărul din voi
nu-i văzut de alții. Lăudați-L pe Dumnezeu că El îl vede. Și la ceasul cel fără pusur vă va răsplăti tot ce ați făcut pentru El. Țineți-vă de Dumnezeu, voi tineri care v-ați botezat de curând, indiferent ce vă spune lumea, indiferent ce vă dă lumea și vă oferă, voi sunteți premiul lui Hristos și pentru El merită să luptați. Renunț la poezie și mă opresc aici. Nu uitați, slujiți-L pe Hristos care a făcut totul pentru voi. El vă va ține întotdeauna. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Am vrut să-L chem și pe Dan, dar e acolo ocupat cu Miheiță și nu știu dacă ar fi posibil lucrul ăsta. Întotdeauna când Monica vorbește, sunt corzi ale ființei noastre care rezonează la ceea ce spune, pentru că nu spune doar cu o cursivitate și o coerență lingvistică frumoasă, dar spune din inimă și inima rezonează la inimă. În seara aceasta ne bucurăm să celebrăm cei 23 de ani pe calea Domnului, Monica, și ne bucurăm să celebrăm frumusețea lui Hristos în viața ta și în viața familiei tale. Ne bucurăm de răspunsurile la rugăciune, ne bucurăm de experiențele cu Domnul, ne bucurăm de optimismul vostru, ne bucurăm de modul pozitiv în care vă încredeți în Domnul și vrem în continuare să vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Dacă nu e prea mult, haideți să ne ridicăm și aș vrea să o rog pe sora Firuța, a fost menționată, iarăși la ușă o să-mi spună, frate Marius, îmi faci surprize. Dar nu-i nimica și aș vrea apoi să vin înaintea Domnului cu rugăciune pentru Monica și pentru familia voastră. Haideți să mulțumim Domnului pentru asemenea oameni, pentru modul în care Domnul lucrează și ține pe calea Lui și răspunde la rugăciuni. Și ne rugăm și pentru mântuirea mamei lui Monica. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Da! Glorie ție, Doamne, glorie ție! Slavă ție, Doamne! Tu ești un Dumnezeu viu și Tu ne chem la o relație vie, personală, reală cu Tine. O relație în care avem experiențe de zi de zi cu Tine, în care vedem mâna Ta la lucru, vedem răspunsul Tău la rugăciune, vedem modul în care Tu lucrezi în cei din jurul nostru. Doamne, mulțumim pentru o asemenea mărturie care am auzit-o în seara aceasta și mulțumim că ea vine de la Monica. Ne bucurăm să sărbătorim împreună cu ea 23 de ani pe calea lui Hristos. Mulțumim pentru că i-ai vorbit, ai cercetat-o, ai adus-o la cunoștința adevărului și în toți acești ani, ai fost pas cu pas tovarășul ei de călătorie spre calea către cer, pe calea către cer. Mulțumim că n-ai dezamăgit-o niciodată, mulțumim că ai întărit-o ca să privească numai la Tine și să facă din Tine, Doamne, căpetenia și desăvârșirea credinței ei. Mulțumim că ai binecuvântat-o și cu o familie. Mulțumim pentru Dani, mulțumim pentru familia pe care ei au întemeiat-o și pentru ce reprezintă ei pentru biserica noastră. Mulțumim că după mulți ani le-ai dăruit și un copilaș și acum ești gata ca să le dăruiești pe al doilea. Doamne, ne rugăm să binecuvintezi rodul pântecelui și ne rugăm să o întărești pe Monica să poarte sarcina și să bucure și de darul pe care vrei să-l dai prin acest al doilea copilaș. Dar, Doamne, îți mulțumim în mod
special pentru lucrarea lor în biserică. Mulțumim pentru modul în care au fost în perioada această binecuvântare, pentru adolescenți și pentru atâția alții. Te rugăm acum în continuare, binecuvintează ca familie. Iar pentru Monica, în mod special, dăruiește-i bucuria de a vedea cum și mama ei te cunoaște pe tine. Mulțumim că pe căile tale uimitoare, care ne copleșesc, ești în stare să atingi suflete și mulțumim că i-ai vorbit mamei. Lasă ca impresia aceea produsă de acel tânăr să nu fie doar o emoție de moment, ci să fie ceva care să o urmărească și să nu-i dea pace, până când și ea va face pasul hotărător. Mulțumim pentru modul în care lucrezi, te lăudăm că ești așa de minunat. Mulțumim că ne putem bucura de ce faci în viața fiecăruia dintre noi. Motivează și pe alții să aibă curaj să mărturisească cât de bun ești Tu, Doamne. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Îmi pare rău că n-am o carte bună să-i dau lui Monica acum. Am eu una mai bună. Vă rog să o cumpăsă. Vedeți cum răsplătește Dumnezeu omul care vine la El. Nici nu mă gândeam că se va ruga biserica astăzi pentru mine, dar vă mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre cântarea care vreau să o cânt scurtă. Monica, nu știu dacă așa am să spun așa de dulce ca tine lucrurile și de frumos, dar după cum spunea fratele Sami dimineață, fiecare suntem încurajați sau am fost încurajați să fim plăcuți în felul nostru și să ne facem utili acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, să vorbim cu cuvintele noastre și cu resursele noastre care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție fiecare. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre cântarea aceasta. Este o mărturie care îmi dă emoții. Cântarea aceasta a fost prima cântare pe care am învățat-o în viața mea. Aveam aproximativ 6 ani. Am învățat-o de la bunica mea, din partea mamei. Numai pe ea am prins-o dintre bunici. La 43 de ani a rămas văduvă cu 4 fete mari de căsătorit. Bunicul a murit în urma războiului. Și bunica a mai trăit 50 de ani de la momentul în care a rămas văduvă. La 83 de ani a venit la nunta mea, la Timișoara, de la București la Timișoara. Și avea o forță incredibilă și atunci, deși folosea un baston sprijin, dar era deosebit de puternică în tot ce făcea și mărturisea cuvântul cu toată inima ei oriunde ajungea. Cânta foarte frumos. Și cântarea aceasta a cântat-o pentru prima dată într-un loc în care eu nu m-am așteptat. Am mers cu tramvaiul la ea acasă și a început să spună unei doamne despre Domnul. Oriunde avea ocazia, deci, spunea ceva. Cât știa ea? Și a început să-i spună despre Domnul. Și a zis, eu nu știu să-ți spun în final atât de multe, dar, uite, am să-ți cânt o cântare care poate te ajută să înțelegi mai mult. Și a început să-i cânte această cântare în tramvai. Eu am rămas așa de surprinsă, deși aveam 6 ani, mi s-a părut un curaj grozav să cânți o cântare în tramvai. S-a făcut o liniște deplină și toată lumea a ascultat cântarea. Pentru mine a fost o mărturie în decursul tuturor anilor. A murit la 93 de ani, foarte lucidă și așa a murit de bătrânețe. Dar a trecut la Domnul într-un mod incredibil de frumos. Deci, cântarea este simplă și mesajul este simplu, dar are atât de multă valoare și de multă esență, încât, nu știu, pe mine, în toți anii aceștia m-a cercetat și totdeauna m-am întors la cântarea aceasta ca la valoarea cea mai mare, cuvântul. Cuvântul cel mai dulce din gura lui Iisus e vino ce ne aduce din fericiri nespus. Unii probabil că o știți, cei care o știți. Este foarte, foarte veche cântarea. Cei care o știți, puteți o cântați cu mine.
O cântare de asemenea despre iubirea Domnului. E mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice stea răsare și în adâncimi o poți găsi. Oh,
Cu apa mării de a-mi scrie iubirea lui pe cer întins și orice om de-ar vrea să fie un scrib pe al slavei necuprins, dar tot n-ar fi destul să scrii căci mările ar seca din veșnicii în veșnicii se întinde dragostea lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 1 la 4, Apostolul Pavel vorbește despre dărnicia macedonienilor și spune așa: Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor este peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, toate acestea au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Aș vrea să vă dau un îndemn din acest text și aș vrea să scuzați eventualele împotmoliri în vorbire și asta. Aș vrea să vă concentrați pe gândul care vreau să vi-l transmit. Câteva chestiuni. Versetul 1 vedem harul. Vedem că este lucrarea harului divin. Și acest har este inițiativa lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mare și l-am văzut în strofa întâi din cântare. Înaintea lui, când vii și spui păcatul tău murdar, el, prin Iisus, îți dă de sus iertare în al său har. Ce poate fi mai minunat decât faptul că Domnul Iisus ne-a iertat nouă vina noastră murdară pe care nimeni nu o putea lua de peste noi decât El. Și acest har, această uimire în fața darului lui Dumnezeu pe care El ne l-a dat nouă, generează în versetul 2, vedem bucuria lor peste măsură de mare. Bucuria lor, dar uitați-vă cum e bucuria lor și cum, când, unde. În mijlocul multor necazuri, frații macedonieni, în mijlocul multor necazuri și mai mult decât atât, și sărăcia lor lucie, săraci lipiți. Bucuria lor a dat naștere la ce? La un belșug de dărnicie. Țineți minte că ei au fost săraci, zice sărăcia lor lucie. Și ei au dat naștere la un belșug de dărnicie. Harul primul, care este inițiativa lui Dumnezeu, umple cu bucurie. Și această bucurie dă naștere la generozitate, dă naștere la iubire față de alți frați. Pavel făcea o strângere de ajutoare, cred că pentru, nu știu sigur, dar pentru sfinții din Ierusalim. Ierusalim, da. Și frații macedoneni au insistat să ajute. Probabil noi am fi spus: păi fraților, știm că ne bucurăm, că inima voastră e bună, dar trebuie să aveți grijă și de voi, adică nu fiți destul de... n-aveți destul ca să ajutați pe... Nu, frate, vrem să dăm. Uitați, versetul 4. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Bucuria pe care o au ei în Domnul, n-au putut să o țină în ei. A trebuit să genereze această generozitate. Și mă gândesc aici la ce a spus David: paharul meu este plin de dă peste el. Dumnezeu ne-a binecuvântat așa de minunat, încât paharul nostru este plin de dă peste el, este un supraplin. Și ce facem cu supraplinul acesta? Aș vrea să vă pun înaintea dumneavoastră o definiție a dragostei pe care fratele John Piper a dat-o și a spus așa: dragostea este revărsarea supraplinului, după care am spus, paharul este plin de dă peste el. Dragostea este revărsarea supraplinului de bucurie în Dumnezeu. Bucuria noastră în Dumnezeu dă pe deasupra. Și din aceasta dă naștere
la a răspunde nevoilor altora. Să ajutăm pe cei din jurul nostru, pentru că nu putem să stăm așa, avem o relație bună cu Dumnezeu. Dacă îl iubim atât de mult pe Dumnezeu, trebuie să ne iubim și să iubim și pe cei din jurul nostru și să fim sensibili la nevoile lor. Și nu numai atât, răspunde nevoilor altora, dar nu oricum. Frate, uite aici, hai că știu că ai nevoie, uite, ia, îți da, ia, uite, ia și tu de aici. Nu așa. Răspunde cu dragă inimă, cu bucurie. Harul pe care ni l-a dat Dumnezeu, darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, este inițiativa lui Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit, aceasta este motivația noastră, pentru că El ne-a iubit așa de mult și noi trebuie să iubim. Și nu putem să nu iubim când vedem și constatăm și rămânem uimiți de iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi. Să ne ajute Domnul aceasta. După cântarea corului, care se numește Cântarea Miresei, este o cântare, o dedicație de dragoste adresată Domnului, tânjirea noastră după Dumnezeu. Aș vrea să avem un moment în care să, un moment de rugăciune, în care să înălțăm rugăciunile noastre spre Dumnezeu și să-i declarăm dragostea noastră Lui și să ne ajute El să trăim așa cum vrem noi și să fim plini de acea bucurie, să recunoaștem acea bucurie care este noi, care vine de la El și aceasta să dea paharul nostru să fie plin de dă peste El și astfel să putem să ne iubim pe frații noștri și unii pe alții. Amin. Thank you.
Suntem salvați în sângele Domnului Iisus Hristos, este numai în cuminele ca și parte de acest har. La rândul nostru, tărășitele să răspundă acestui mare har cu ascultare. Amin. Această iubire a noastră să fie față de tine, că tu ești cel mai frumos dintre oameni. Tu ești atotputernic, tu ești regele regilor. De aceeași iubire, să ne putere să o arătăm celor frumoși. În orice nevoie, Arabia. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru dragostea ta care ți-ai arătat-o față de creatura mâinilor tale, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru dragostea deosebită, Doamne, care ai arătat-o, Doamne, atunci când ai fost gata să-ți dai viața pentru noi, Doamne. Doamne, ajută-ne și pe noi, Doamne, să te iubim cu toată inima noastră, Doamne. Ajută-ne să trăim pentru tine și slava numelui tău, Doamne. Te rog să ton din dragostea ta în inimile noastre, ca să fim gata, Doamne, în orice clipă, Doamne, să îți facem lucrarea ta cu mult drag și cu desăvârșire. Amin. Doamne, ne-a adus aminte în seara aceasta de frații din Macedonia și de generozitatea lor și dragostea lor. Aș vrea acum să te rugăm ca biserică pentru credincioșii care sunt în Macedonia în zilele noastre, să-i binecuvinte. Doamne, țara trece prin încercări naturale, dar Doamne, pe lângă ploaia care s-a revărsat din belșug peste ei, am vrea să regăși Tu binecuvântă, Doamne, și am vrea să aduci cât mai mulți oameni la conștiința adevărului în acea zonă, Doamne, în Macedonia, în Grecia, în Albania. Binecuvintează misionarii care lucrează la Macedonia. Și am vrea ca să, în zilele noastre, să apară din nou în acele regiuni franți de Italia celor care erau în Noul Testament. Mulțumim pentru binecuvântările tale, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, din toată inima pentru exemplul Domnului Iisus, care, deși era bogat, s-a făcut sărac ca noi să fim îmbogățiți prin sărăcia Lui. Doamne, personal îmi cer iertare pentru sărăcia sufletului. Iartă-mă pentru atitudinea cu care am venit astăzi la biserică, nu cu prea plin de bucurie, ci cu amărăciune în suflet. Îți mulțumesc din toată inima că ai vorbit. Și îți mulțumesc, Doamne, că harul Tău umple și viața mea. Ajută-mă să pot să am mai mult întrebată privirea la cei din jur, să pot să ajut, Doamne, să nu mă las copleșită de ceea ce nu pot face, ci prin harul care mi-l dăruiești, Doamne, să pot să fie o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Venim cu evoluția, Doamne, îți mulțumim pentru această zi din nou, Doamne, că putem să stăm din nou în fața Domnului, să putem asculta din tot ce se spune. Astfel, Doamne, să putem iubi cuvântul Tău, Doamne, să putem pune la inimă, Doamne, să putem fi copiite cu adevărat, Doamne, și Doamne, să putem asculta, Doamne, și să fim, Doamne, cu adevărat copiite, Doamne, în afara Lui, Doamne, și să mulțumesc pentru în această zi, Doamne. Ca așa de bine, Doamne, m-am bucurat, Doamne, că trebuie de repede timpul ca să pot să vin alături, Doamne, să ascultăm tot ce sunt, să pot fi bucurat cu faci Hristos. Îți mulțumim și pentru biserica aceasta, Doamne, și pentru corul bisericii, Doamne, și pentru cei care conduc biserica, Doamne, tot să binecuvintezi. Te să binecuvintezi poporul, Doamne, și îți mulțumim. Atât să fie slava și de și până în veci. Amin. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta veșnică. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta veșnică. Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. De aceea, suntem bine încredințați că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta veșnică. Amin. Nu eram sigur ce urmează, dar se pare că urmează anunțurile. Ne aducem aminte cu multă, multă plăcere de duminica trecută, de fratele Ken Tucker și prezența dânsului în mijlocul nostru, care a încercat să integreze și de dimineață și de după masă închinarea, să fie un tot unitar. La sfârșit, la ușă, m-a spus câteva surori, mai în glumă, mai în serios: frate Marius, de ce nu-l chemați pe fratele Ken să fie păstor? E bine, nu știu dacă vom avea șanse de reușite ca să vină fratele Ken păstor la noi, la Emanuel, dar noi ne bucurăm că până una alta avem pe frații noștri care sunt aici și pot să spun așa, nici cu Cornelius nu mi-e rușine. Și cu fratele Liviu și cu coriștii, mulțumim pentru inițiativă, mulțumim pentru munca voastră, mulțumim pentru călăuzirea Domnului. Mă gândesc așa, noi pregătim și încercăm să le punem toate, să aibă cap și coadă și așa e bine și logică, dar uneori Domnul lucrează pe căi misterioase, mai întrerupe ritmul și ce am pregătit noi, mai ne face parte de surprize, întotdeauna să lăsăm Duhul Domnului să lucreze. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Salutăm cu bucurie musafirii casei Domnului și mă bucur să văd aici în față, pe primul rând, pe fratele Bebe Gherebeanu, împreună cu sora Gherebeanu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deși sunt așa veterani în bisericile Domnului, bisericile baptiste din Timișoara și, nu mai știu, la Ghețiman sau tot la Ghețiman. Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia, slujirea de orice fel, copiii, nepoții. Să vă bucurați văzându-i cum îl laudă pe Domnul și trăiesc pentru el. Câteva anunțuri în după masă aceasta. Fratele păstor Dan Maleș slujește la Borlova, în județul Caraș-Severin, a venit din Serbia între timp și acum este la Borlova. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Luna, orele 19, invităm tinerii din adunare împreună cu ceilalți tineri la părtășia săptămânală a tinerilor, urmând ca marți la ore 19 să fie următoarea întâlnire de repetiție a corului, iar miercuri un anunț la orele 19, un anunț care n-a fost făcut de dimineață, dar îl facem acum. De fapt, lucrul acesta era cunoscut de frații care au participat în urmă cu câteva săptămâni la întâlnirea frățească. Miercuri, cu voia lui Dumnezeu, începând cu orele 19, în cămăruță dorim să avem o altă întâlnire cu frații, cu capii de familii, în vederea pregătirii adunării generale de duminică. Aș vrea, așa cum am spus de dimineață, pentru că am anunțat adunarea generală și o facem și în seara aceasta, mâine, duminica viitoare, pe 15 februarie, începând cu orele 11, în locul acesta va avea loc adunarea generală anuală a Bisericii Emanuel, cu două puncte pe ordine de zi. Primul dintre ele este raport de slujire pentru anul 2014 și al doilea, alegerea noului comitet care va sluji în următorul mandat în biserica noastră. O lucrare importantă pentru care vă cerem ca în săptămâna aceasta să venim înaintea Domnului ca și biserică, în rugăciune, chiar și cu post, cei care doriți și puteți, pentru ca Domnul să ne dăruiască binecuvântarea Lui, călăuzirea de sus, coordonarea Duhului Sfânt, unitate și pace și oamenii care vor fi aleși să fie cu adevărat o binecuvântare pentru adunarea noastră. Domnul să-și înalțe numele. Pentru asta însă, pe lângă asta, e importantă și participarea. Am rugat de dimineață și o fac și acum. Puneți-vă în calendarul dumneavoastră, toți cei care sunteți membru cu dreptul de plin la Emanuel. De o parte, timpul acesta am vrea să alocăm timpul de duminica dimineață de la orele 11 pentru această slujire, dar am vrea să mai afectăm o altă duminică, duminica cealaltă, dacă nu se întâlnește numărul statutar. Deci ne-am dorit ca duminica să putem întruni numărul statutar și să putem să împlinim și această lucrare. Următoarea ocazie de închinare în locul acesta va avea loc joi la orele 18. Ne întâlnim la părtășie și la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ne rugăm ca peste toate aceste lucruri Domnul să-și dea binecuvântarea, iar noi să fim la dispoziția Lui
Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. ...324 numărul cântării. Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, scrisoarea 1-a către Biserica din Tesalonic, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, vom citi de la versetul 12 până la versetul 15 inclusiv. După citirea acestei părți din cuvânt, aș vrea să rog pe fratele Bebe să ne conducă în rugăciune pentru binecuvântarea inimilor la ascultarea cuvântului. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de voi. Amin. Față de toți. Amin. Ne rugăm Domnului. Este o hrană pentru sufletul nostru. Doamne, este și te vedea.
ție. Dar stânga rămâne. Slavă ție, Doamne. Ne-am pus viața pe această stângă, da. Sigură. Da. Îți mulțumim pentru călăuzirea ta. Mm-hmm. În viața aceasta, Doamne Iisus, dorim să ne credem în tine pe vecie. Amin. Și să așteptăm că tu să ne duci acolo unde ai promis în împărăția ta veșnică. Disfărit pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu cât de bine se potrivește sau se integrează mesajul cu tot ceea ce a fost până acum, în prima oră de închinare din seara aceasta, dar cu siguranță cred că se leagă de cântarea pe care tocmai am cântat-o, o cântare așa de frumoasă care ne îndreamnă la dragoste și la trăi în unitate, la avea relații după voia lui Dumnezeu. În această seară continuăm mesajele din 1-a epistolă către Tesaloniceni, această carte pe care Pavel o scrie Sfinților din Tesalonic, o biserică pe care a întemeiat-o și de care s-a ocupat și apoi a fost forțat datorită persecuției să plece în altă parte. Am ajuns la partea aceasta, la versetele acestea din capitolul 5, începând cu versetul 12, care vorbesc despre relații autentice, testul creștinilor care îl așteaptă pe stăpânul lor. Vă aduc aminte de faptul că întreaga temă a cărții, a epistolei 1 Tesaloniceni, am numit-o Oameni maturi și responsabili care îl așteaptă pe stăpânul. Cartea este una din cărțile Noului Testament care au de-a face cu pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul. Este una din acele cărți din Noul Testament care ne dau detalii extraordinare în ce privește învățătura despre revenirea glorioasă a Domnului Iisus și întâlnirea cu El. Ne dau detalii, ne dă detalii despre nădejdea pe care o avem în Hristos. Că n-am fost rânduiți, spune Pavel, la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, care fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și de aceea, spune Pavel, de aceea mângâiați-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Mângâiați-vă unii pe alții cu această nădejde, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. În seara aceasta aș vrea să fac o afirmație care își are logica ei și care este atât de clară pentru toți cei care îl așteptăm cu adevărat pe Domnul. Dacă îl iubim pe Domnul și dacă îl așteptăm pe Domnul și dacă putem cânta cântarea Miresei pe care corul a interpretat-o, dacă ne e dor de Domnul, atunci așteptarea noastră de a ne întâlni cu Domnul trebuie să fie cuplată cu atenție la relațiile cu frații noștri, cu surorile noastre, cu poporul Domnului. Îl așteptăm pe Domnul, dar dovada practică a așteptării Domnului și a întâlnirii cu El sunt relațiile pe care le avem unii cu alții. Apostolul Ioan este acela care ne vorbește despre nădejdea întâlnirii cu Domnul și ne spune în epistola lui, în ideea sa epistola, capitolul 3, de faptul că oricine are nădejdea aceasta spune că se va întâlni cu El și îl va vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, ce face? Se curăță după cum El însuși este curat. Și apoi Apostolul Ioan arată o serie întreagă de domenii în viața noastră în care trebuie să ne punem viața rânduială în așteptarea întâlnirii cu Domnul. Unul dintre ele, poate primul menționat în 1 Ioan capitolul 3, este dragostea de frați. Pentru că avem nădejdea aceasta că ne vom întâlni cu Domnul, spune Ioan, dovedim dragoste unii față de alții. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Puneți întrebarea aceasta. Dacă Domnul ar veni la noapte, dacă Domnul ar veni pe neașteptate sau dacă Domnul te-ar chema la El pe neașteptate, cum arată relațiile tale? Care este calitatea relațiilor tale? Cu frații tăi și surorile tale din trupul lui Hristos.
cu frații tăi și surorile tale de la Emanuel. Ești pregătit să dai ochii cu Domnul, știind că vei da socoteală înaintea Lui de relațiile pe care le-ai avut cu frații tăi? Ești pregătit să dai ochii cu Domnul știind că nu poți să stai înaintea Lui și să privești în ochii Lui atâta vreme cât ai știut sau știi că relațiile tale cu frații Lui, cu cei mai mici dintre frații Lui, nu sunt ok? În această seară puneți întrebarea aceasta: dacă Domnul ar veni acum sau mă va chema El să mă întâlnesc cu El, sunt relațiile mele cu frații mei, cu aceia pe care îi iubește El, după voia Lui? Relațiile autentice sunt testul pregătirii pentru întâlnirea cu Domnul. Și nu la întâmplare, Apostolul Pavel, după ce vorbește despre nădejdea întâlnirii cu Domnul, vorbește despre relații, relațiile din biserică. Și sunt trei tipuri de relații menționate aici, care aș vrea să le avem în vedere în această seară. Aș vrea să nu lași, să nu-ți astupi urechile. Dacă ești copil al lui Dumnezeu și ești născut din nou, ar trebui să ai și să avem fiecare dintre noi dorința de a auzi pe Domnul în seara aceasta. Și dacă ai venit în seara aceasta chiar cu dorința să te întâlnești cu Domnul și Domnul să-ți vorbească, în momentele următoare, când cuvântul este expus, spune Domnului în rugăciune, în tainica inimii, acolo unde ești: Doamne, vorbește-mi și mie. Vreau să mă aleg cu ceva în seara aceasta din cuvântul Tău. Dacă sunt aspecte care trebuie schimbate, mă las cercetării și schimbării, transformării cuvântului Tău. Vreau să fiu pregătit pentru întâlnirea cu Tine. Sunt trei relații menționate aici, pe care trebuie să le avem în vedere în biserică. Întâi de toate, relații cu slujitorii bisericii, relații cu aceia pe care Dumnezeu i-a așezat în biserica sa să cârmuiască, să dea învățătură, să se ostenească și să împlinească o lucrare spirituală, relația cu slujitorii bisericii. Urmează apoi amintit o altă relație, relația cu câteva categorii de sfinți în biserică. Și este vorba de anumiți frați ai noștri credincioși care, vom vedea, sunt mai speciali. Au anumite probleme de natură spirituală. Se încadrează fie printre cei ce trăiesc în neorânduială, fie printre cei care sunt deznădăjduiți, fie printre cei care sunt slabi. Avem nevoie să ne verificăm relațiile și cu ei. Și apoi, nu în final, avem nevoie să ne uităm la relațiile cu toți, cu toți. Și frații din biserică pe care Domnul i-a așezat lângă noi, în trupul lui Hristos, și vecinii noștri și semenii noștri nemântuiți. Și cu ei trebuie să ne asigurăm că avem relații care îl onorează pe Hristos. Deci în această seară ne uităm la toate aceste categorii de relații și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Prima relație amintită este relația cu slujitorii bisericii. Apostolul Pavel spune: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, trăiți în pace între voi. Biserica din Tesalonic era o biserică model pe care Pavel o apreciază din start. Dar asta nu înseamnă că între ei, la fel ca în orice altă biserică locală, nu existau probleme de un fel sau altul. Este posibil ca în biserica din Tesalonic, slujitorii care au fost rânduiți de Apostolul Pavel sau de alții ca să slujească ca și păstori, ca și prezbiteri în adunarea respectivă, fie că n-a fost suficient timp ca Pavel să se ocupe de maturizarea lor, de echiparea lor, fie că proveneau din oamenii săraci, din pătura mai de jos a societății, nu erau priviți cu ochi buni de către toată adunarea. Existau persoane în adunare care priveau cu suspiciune, care poate se împiedecau în acești slujitori, care nu îi apreciau cum se cuvine. Apostolul Pavel le dă acestor sfinți un îndemn care este valabil pentru noi toți. În seara aceasta, dragul meu, eu am responsabilitatea să vestesc adevărul lui Dumnezeu. Și este problema dumitale. Dacă vrei ca să asculți această parte din Scriptură inspirată sau nu, este problema fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu vreau să fiu credincios chemării pe care Domnul mi-a dat-o, să vă împart
tot adevărul lui Dumnezeu. Am ajuns la această parte din Scriptură și este o parte inspirată pe care sunt nevoit ca să o explic. Aici cuvântul este clar. Apostolul Pavel folosește un termen frumos. Vă rugăm, fraților, vă rugăm. Este un termen care e un apel făcut de un prieten către prietenul său. Nu este. Pavel s-ar fi putut prevala de autoritatea apostolică pe care o avea și putea să le spună, vă poruncesc. El nu spune, vă poruncesc, ci vă spune, vă îndemn, fraților. Apelează la bunul lor simț, apelează la gândirea lor sănătoasă. Ce vă îndemn? Ce să faceți? Să priviți, spune, bine pe cei ce se ostenesc între voi. Și apoi să-i prețuiți foarte mult. Două lucruri. Două lucruri care au de-a face cu o perspectivă corectă, o înțelegere corectă a acestor slujitori înduiți de Dumnezeu și, în al doilea rând, cu prețuirea pe care ei trebuie să o primească de la membrii bisericii. Apostolul Pavel zice, întâi de toate, priviți bine. În original, cunoașteți bine. Să-i cunoașteți. Faceți un efort ca să cunoașteți natura muncilor și a slujirilor, așa cum ei trebuie să vă cunoască și voi trebuie să-i cunoașteți pe ei. Vă rugăm, fraților, spune, să-i cunoașteți așa cum sunt ei și să aveți cu privire la ei acea concepție, acea perspectivă, acea părere biblică cu privire la cine sunt ei și la rolul lor în Biserica lui Hristos. Noi știm din mărturia Sfintei Scripturi că biserica este locul rânduielii, ca în toate bisericile sfinților. Hristos își zidește biserica, El este capul bisericii, El este păstorul cel mare a bisericii. Dar orice biserică locală funcționează în mod corect atunci când în biserica aceasta e rânduială lăsată de Hristos. Atunci când în acea biserică există păstori, prezbiteri, oameni chemați de Dumnezeu, dăruiți și hăruiți în scopul acesta ca să împlinească această slujbă. Ce slujbă fac ei? Care este specificul acestei slujbe pe care o face păstorul și slujitorul și pe care membrii bisericii sunt chemați să o cunoască și să o aprecieze? Zice aici, se ostenesc între voi. Se ostenesc între voi. E un termen pe care Pavel îl folosește cu privire la el, la munca lui fizică. În alte situații, Pavel spune că s-a ostenit printre ei, a muncit cu mâinile lui, știm că lucra în meseria aceasta de facere a corturilor, a muncit ca să nu fie povară pentru cei din Corint și așa mai departe. Dar pe plan spiritual, Pavel folosește termenul acesta în mai multe rânduri, cu privire la osteniala în lucrarea lui Dumnezeu. Este o muncă, o muncă extenuantă. Richard Baxter, marele predicator puritan, spunea, celor care credeau că a fi păstor, sau cred încă că a fi păstor, este cea mai simplă și cea mai ușoară și cea mai confortabilă slujbă din lume. Păstorul se scoală când vrea, păstorul n-are un program fix, păstorul nu face altceva decât predică de două ori pe duminică și restul săptămânii este liber. Este și astăzi împământenită în mintea multora ideea aceasta greșită cu privire la ce înseamnă greutatea slujbei pastorale. Richard Baxter spunea, aș vrea să doresc sau să urez celor care privesc la mine și mă judecă în felul acesta să aibă parte de momentele mele de liniște, de momentele mele de respiro. Asta poate spune un adevărat păstor și slujitor care își face slujba nu uitându-se la oameni, ci uitându-se la Domnul și cu gândul la faptul că va da socoteală de timpul său, de slujirea sa înaintea lui Dumnezeu. Un adevărat slujitor, un adevărat păstor, vă asigur că este un om care înțelege că slujirea implică osteneală, osteneală, agonizare, în rugăciune, în pregătire, în chin sufletesc, în dorința de a ridica, de a consilia, de a încuraja, de a face tot ceea ce cere Domnul în lucrarea aceasta. Pavel vorbește despre cei care sunt în față și spune, vă rog să-i priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, dar mai este un alt termen folosit, cei care vă cârmuiesc în Domnul, cei care vă conduc, cei care dau direcție. Păstorul este chemat să conducă turma. Îmi pare rău, dar nu turma conduce păstorul, ci păstorul conduce turma. Întâi de toate, păstorul cel mare conduce turma și păstorul, pe urmele păstorului cel mare, ca Pavel spune, veniți după mine, călcați după mine.
Întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Asta e rânduială biblică. Fratele Râncu ne povestea într-un cadru pastoral că a fost cineva care la începutul lucrării dânsului, prin anii 70, i-a spus: ai grijă să fii cu adevărat păstor. Vai de păstorul care este condus de turmă. Și mai ales vai de păstorul care este condus de anumite oi din turmă. Păstorul este întotdeauna la dispoziția Domnului. El trebuie să fie condus de Domnul și oile trebuie să urmeze direcția. Este o cârmuire, o direcție, o călăuzire, o îndreptare prin cuvântul lui Dumnezeu. Și observați, vă cârmuiesc nu de la ei, nu de la sine putere, ci vă cârmuiesc în Domnul. Acela care i-a așezat în fruntea turmei este Domnul. Acela care i-a chemat să păstorească turma, să hrănească turma, să îngrijească și să dea direcție turmei, este Domnul. Și în fața Lui vor da socoteală. Și apoi mai există un alt termen aici și care vă sfătuiesc. Termenul este asociat în original cu mustrare, cu avertizare, cu admonestare. Partea slujbei pastorale este și să mustri și din cauza acestei părți a slujirii, păstorul sau unii păstori ajung să nu fie pe placul membrilor. Dar aici este vorba de aspectul acesta și de tot ceea ce înseamnă sfătuire, îndemnare, încurajare, consiliere, arăta drumul. Apostolul Pavel spune: cunoașteți-i, priviți bine pe ce se sostenesc între voi. Și apoi mai există o altă poruncă, să-i prețuiți foarte mult, un alt îndemn, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Ce spune Pavel aici este să-i prețuiți cât? Foarte mult. În original, peste măsură de mult. Dar nu din cauza numelui lor, nu din cauza înfățișării lor, nu din cauza că vi dracu' arată la amvon și acum se îmbracă, nu din cauza că vă place sau nu, vă place mai puțin vorba lor sau predica lor, ci spune Pavel să-i prețuiți foarte mult din cauza lucrării lor. Pentru că lucrarea lor este o lucrare specială. Este o lucrare unică într-un anume fel. Oamenii aceștia, ne spune Pavel în Efeseni, sunt darul lui Hristos către biserică, pentru ca biserica și mădularele să fie echipate în vederea lucrării de slujire. Și apoi zice Pavel: trăiți în pace între voi. Foarte interesant că acest îndemn, trăiți în pace, este legat de tot ce a spus până acum de relația cu slujitorii. Oare ce legătură este între pacea din biserică și o relație de dragoste între păstorit și păstor, sau între păstor și păstorit? Ce relație? Răspunsul este clar și limpede. Păstorul sau slujitorii bisericii dați de Dumnezeu sunt centrul unității și a păcii adunării, unei adunări. E adevărat, Hristos este adevăratul centrul, dar din punct de vedere al organizării și al modului în care biserica funcționează, bade voi păstorul, spune Domnul Iisus, și oile vor fi risipite. Trăiți în pace împreună cu voi. Dragii mei, am adus aceste lucruri nu pentru că am căutat o găselniță și în seara aceasta am vrut neapărat să găsesc un asemenea text din care să vă vorbesc. Am predicat din acest text pentru că aici am ajuns în studiul nostru din 1 Tesaloniceni și aici suntem cu adunarea. Eu v-am expus ceea ce cuvântul spune. Acum e datoria fiecăruia dintre dumneavoastră să vă gândiți dacă aceste lucruri sunt de la Domnul și dacă sunt, dați răspunsul pe care doriți să-l dați. Scriptura spune și în altă parte, în Evrei, capitolul 13, versetul 17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci îi priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de nici un folos. Păstorii întotdeauna își vor face lucrarea, dar și-o vor poate face cu bucurie sau și-o vor poate face suspinând. Sunt familii în multe biserici în care la prânz se mănâncă păstor prăjit. Dar familiile acelea, și în mod special părinții care
discută în fața copiilor despre slujitorii pe care Dumnezeu a așezat, să se gândească foarte bine la viitorul copiilor și să nu se mire dacă, cumva, peste ani, copiii aceia vor întoarce spatele lui Dumnezeu și nu vor vrea să mai audă despre Dumnezeu. După închinare, la urmă, cum dăm și noi mâna cu frații, cu surorile și de cele mai multe ori, cuvintele pe care le auzim sunt cuvinte de apreciere. Mai sunt și înțepături, pentru că din prisosul inimii vorbește gura și sunt unii care vor în mod intenționat să arate ce e în inima lor și față de păstor. După o închinare, o soră în vârstă s-a oprit să vorbească cu noul păstor și i-a zis așa: frate păstor, eu sunt surdă, nu aud absolut nimica din ceea ce ziceți dumneavoastră, dar vin duminică de duminică să-mi umplu farfuria. Sperând cumva că o consolează așa pe sora care nu auzea predica, păstorul i-a spus: ei bine, poate n-ați pierdut prea mult. La care răspunsul sorei spune: da, da, asta îmi spun toți. Mulțumesc pentru modul în care voi înțelegeți să încurajați. Dar haideți să facem un pas mai departe. Să vorbim despre un alt tip de relații în Biserica lui Hristos. În versetul 15 sunt menționați niște sau câteva categorii de sfinți care trebuie să îi avem în vedere. Și zice Pavel: vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neurânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Amin. Vă rugăm de asemenea, fraților. Și sunt menționați acum trei categorii de credincioși care au fost prezenți în Biserica din Tesalonic acolo de atunci și care mă tem că populează și astăzi multe, multe biserici locale. De toate, Pavel spune: mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Prima categorie avizată aici este cei irresponsabili. Cei care trăiesc în neorânduială. E un termen militar care are de-a face cu un soldat care iese de sub autoritate. Acelui care este peste el. Iese din rând, iese din pluton. Nu vrea să asculte de ordinele și comanda superiorului său. Trăiește altfel. Pentru toți există reguli și legi, el este mai presus de legi. El este numit irresponsabil. În biserica din Tesalonic erau asemenea credincioși care, datorită nădejdii că Domnul vine cât mai repede, și-au abandonat responsabilitățile și n-au mai muncit. Și Pavel are cuvinte de mustrare la adresa lor. Dar spune de asemenea, fraților, e datoria voastră să luați atitudine. E datoria voastră să luați atitudine și să mustrați pe toți cei care trăiesc în neorânduială. E bine, păstorul este chemat să ia atitudine, dar este chemarea întregului trup să facă același lucru cu cei care trăiesc într-un mod irresponsabil. Pentru că irresponsabilitatea lor afectează tot trupul și pentru că suntem mădulare unii altora, avem nevoie să luăm atitudine în Domnul. Și dacă vedem pe cineva, un frate care iasă din rânduri și care trăiește nerânduială și afectează prin vorbele lui, prin cuvintele lui, prin trăirea lui, mărturia întregii biserici, e datoria trupului să ia atitudine. Pavel spune, trebuie mustrați pentru îndreptarea lor, pentru pocăința lor, dar trebuie mustrați în dragoste, dar trebuie mustrați. Dar există o altă categorie aici, care sunt amintiți, îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Observați că aici tonul se schimbă. Aici avem de-a parte cu cei deznădăjduiți, cei infantili din punct de vedere spiritual. Termenul folosit este oligopsychis, care înseamnă inimi mici. Oameni care sunt îngrijorați, copleșiți de îngrijuri. Oameni descurajați, oameni care și-au pierdut busola, oameni care și-au pierdut bucuria mântuirii. Față de ei suntem chemați să avem o altă atitudine aici. Ce să facem? Îmbărbătați, ridicați. Pe unii mustrați, unii au nevoie de mustrare,
Dar alții au nevoie un cuvânt de încurajare. Și ce nevoie mare este în trupul lui Hristos dintotdeauna de oameni ca Barnaba, fii și fiice ale mângăierii, care să aibă un cuvânt de încurajare. Frați și surori, sunt atât de multe nevoi în trupul lui Hristos, sunt atât de mulți frați ai noștri care trec chiar în momentele acestea prin descurajare. Credința lor e mică, sufletul lor e mic, sunt la un nivel spiritual scăzut. Vrei să fii instrumentul lui Dumnezeu pentru a-i ridica, pentru a-i mângâia, pentru a-i încuraja? Cere Domnului o inimă ca a lui și ochi să vezi nevoia aceasta și puterea să împlinești. Amin. Și apoi zice, sprijiniți pe cei? Pe cei slabi. O altă categorie aici, cei slabi, cei care sunt instabili pentru că sunt bătuți încoace și încolo, sunt slabi, astenei este cuvântul folosit, lipsiți de vlagă, lipsiți de stabilitate. De ce? Pentru că credința lor este slabă, pentru că n-au informații suficiente, datorită lipsei de informație, pentru că nu cunosc voia lui Dumnezeu pentru viața lor, pentru că sunt timorați, pentru că nu îndrăznesc să pășească cu Dumnezeu, să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că sunt blocați de circumstanțele în care se află, pentru că poate sunt prea scrupuloși în legătură cu anumite lucruri și cugetul lor slab este ușor întinat, pentru că nu vor să sufere persecuție de dragul lui Hristos, de aceea sunt slabi, instabili. În fiecare biserică locală sunt asemenea credincioși și este datoria celor tari să-i poarte pe cei slabi. În călătoria noastră spre cer avem obligația pe care dragostea lui Hristos ne impune să ne purtăm unii altora poverile. Pe unii slabi tot trebuie să-i porți, tot trebuie să-i porți, să-i asculți aceleași probleme. După ani și ani de zile, nimic nu s-a schimbat în viața lor, n-au crescut deloc spiritual, mereu aceleași probleme, mereu aceleași nevoi, sunt slabi, osteniți, astenei, n-au putere, n-au credință, n-au vigoare. Ce trebuie să facem? Sprijiniți-i. Mergeți alături de ei, luați-i de mână și încurajați-i să meargă alături. Ce trebuie să facem? Să ne scoborâm la nivelul fiecăruia și să îi sprijinim. Și apoi zice, fiți răbdători cu toți. De ce a pus Domnul aceste categorii în biserică? De ce biserica lui Hristos nu este plină numai de credincioși tari? De ce n-a binecuvântat Domnul o biserică locală numai cu credincioși plini de bucuria mântuirii, care ori de câte ori ne adunăm împreună, fețele lor să radieze de bucuria lui Hristos, să auzim cuvinte extraordinare care le rostim, cuvinte de înțelepciune, rostiri adânci și profunde, să fim binecuvântați. De ce nu toți sunt așa? Dragii mei, n-am un răspuns. Dar vreau să spun că Domnul în bunătatea Lui și în dragostea Lui cea mare ne iubește pe toți, indiferent de nivelul de maturitate la care suntem. Amin. În bunătatea Lui El s-a îndurat de toți și a coborât și a venit în lumea noastră ca păstorul sufletelor să caute și să mântuiască pe cei erau pierduți și oriunde am fi fost, în orice situație, El ne-a căutat, ne-a găsit, ne-a pus pe umăr și ne-a dus în turma Sa și a făcut din noi copiii Lui, a făcut din noi oile Lui, a făcut din noi mielușeii turmei Lui. Și chiar dacă în mijlocul nostru sunt și asemenea oameni, frați și surorile noștri, și chiar dacă noi înșine, de atâtea ori am fost slabi, noi n-am fost slabi, de atâtea ori, Domnul are răbdare cu fiecare dintre noi și ne iubește pe toți. Pentru că într-o zi, toți aceștia, dacă sunt cu adevărat parte din turma Lui, vor străluci ca soarele și ca stelele în vecii vecilor. Vor purta chipul lui Hristos. Dacă El are răbdare și dragoste față de fiecare, cine sunt eu? Cine ești tu, frate și soră? Să n-avem răbdare și dragoste față de toți aceștia. E bine, modul în care ne arătăm dragoste este diferit. Unul, pentru că îl iubim, are nevoie de mustrare. Unul are nevoie să fie scuturat și să spună, măi frate, ești de rânduri, ce faci? Dar tot cu dragoste, în speranța restaurării lui.
Altul are nevoie de încurajare, de îmbărbătare. Altul are nevoie să luăm de mână și să îl sprijinim. Doamne, ajută-ne la aceasta! Astea sunt relațiile care testează cât de bine sau de mult îl așteptăm pe Domnul. Și în final, aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând că mai există un gând, relații autentice cu semenii noștri, cu semenii bisericii. Și versetul 15 ne arată în ce constă, ce trebuie să facem și să nu facem. Mai întâi, ce trebuie să nu facem? Cuvântul ne îndeamnă să evităm orice răzbunare. Orice răzbunare este exclusă. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Este o poruncă care ne vizează direct și care vizează instinctul cel mai natural, dacă vreți, în ghilimele, care e în fiecare dintre noi, în firea noastră. Care? Mi-a făcut așa? Fac și eu așa. Ce? Mă crede? Vrea spune, nu vă răzbunați. Răzbunarea este a mea, zice Domnul. A mea. Este prerogativul lui. Și la vremea lui, el va răsplăti fiecăruia. Acesta este marea noastră mângâiere și încredințare că Domnul este judecătorul cel drept. Amin? Atunci când eu îmi iau soarta în propriile mâini, când încerc să-mi fac dreptate, când încerc să mă justific, aș putea să complic lucrurile. Dar când îl las pe Domnul să lucreze, întotdeauna el știe cel mai bine, slăbit să fie numele lui. Partea mea este alta, nu răzbunării, dar promovării oricărui bine. Zice, căutați să faceți bine, ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Dumnezeu vrea de la noi să fim un popor care să fim plin de râvnă pentru fapte bune. Oameni cunoscuți prin fapte bune față de toți oamenii, dar în mod special față de frații în credință. Galateni, capitolul 6, ne spune lucrul acesta în versetul 10, așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Frați și surori, în seara asta, suntem invitați într-un mod cât se poate de clar și practic să ne verificăm starea inimii, care, spunem noi, îl așteaptă pe Domnul și vrea să se întâlnească cu El. Și modul practic în care suntem chemați să ne verificăm cât de pregătiți suntem să dăm ochii cu Stăpânul este. Care sunt relațiile care le avem între noi? Care sunt relațiile care există între noi? Dacă Domnul m-ar chema acasă, dacă Domnul te-ar chema acasă la noapte, sau dacă Domnul ar veni și am dea ochii cu El, am fi mulțumiți? Am putea să privim în ochii Lui și să spunem, Doamne, cu puterea pe care m-ai dat-o, am fost în stare să iert și am fost în stare să iubesc și să întrețin cât a depins de mine relațiile cele mai bune cu frații mei și surorile mele din trupul lui Hristos. Care este relația ta cu cei pe care Dumnezeu i-a chemat să slujească în adunare? Care este relația ta cu ceilalți sfinți ai bisericii și în mod special cu cei care au probleme de natură spirituală, cu cei în neorânduială, cu cei slabi, cu cei instabili, deznădăjduiți? Care este relația ta cu semenii bisericii? În seara aceasta aș vrea însă, pentru cei care sunt aici și m-ați ascultat și cărora nu în mod direct cuvântul v-a vorbit, este o predică și un mesaj pentru membrii acestei adunări, așa cum v-ați dat seama deja. Dragii mei, înainte de toate, cea mai importantă relație care trebuie clarificată este relația pe verticală cu Creatorul meu și Creatorul tău, cu Dumnezeu. Dacă ești în seara aceasta aici și Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și te cercetează și te face să înțelegi că nu ți-ai rezolvat relația cu Dumnezeu, nu ai venit să-i ceri iertare, să te împaci cu El, să te pocăiești, să te întorci din felul de șer de viețuire spre El și să-L slujești pe El, mă rog ca seara aceasta să fie o seară în care Dumnezeu să-ți vorbească. Așa cum El poate să o facă. Chiar dacă predica n-a fost o predică de evangelizare, Dumnezeu poate să-ți vorbească și ție. Să te cerceteze, să te smerească și să te aducă la picioarele crucii Lui. Acolo pe cruce Fiul Său a murit ca tu și eu să fim împăcați cu Tatăl, să fim aduși într-o relație veșnică de pace cu Creatorul nostru.
împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Amin. ...327 în numărul cântării voi. Realitatea acestui cântări nu o putem nici care împlini în puterea firii noastre. E nevoie de putere supranaturale, de dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. De aceea tot ce putem să facem este să spunem, Doamne, ai milă de mine, ai milă de fiecare dintre noi și umple-ne cu dragostea Ta. Amin. Să-ți rog pe fratele Nicu Crăciun și apoi pe fratele Nicu Andronache să ne conducă cu rugăciune și încheiere. Doamne, Tată, Părinte al veșnicilor, îți mulțumim și în această seară pentru îndemnul la pace, la unitate, la frățietate, Doamne. Am înțeles din cântări că Tu ne îndemni la toate acestea și din cuvântul Tău cel Sfânt. Doamne, dacă Tu ai trimis pe Iisus Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, ca să vină pe pământul acesta să ne aducă pace, dar nu cum o dă lumea, ci cum o dai Tu, Doamne Tată. Am dorit, Doamne, să strângem rândurile în astfel de vremuri.
ca să trăim după sfântă voia Ta. Toarnă în inimile noastre Duhul Păcii, Doamne. Amin. Și fă, Doamne Tată, ca împreună să luptăm împotriva duhurilor care ne înconjoară așa de lesne, acele rele, Doamne, care vin de la Satan, Doamne. Te rugăm, împrăște lucrurile acestea care nu sunt bune în biserica Ta. Fă, Doamne Tată, ca Duhul Tău cel Sfânt să troneze în inimile noastre. Amin. Și fă, Doamne Tată, ca Duhul Tău să ne conducă zi de zi, pas cu pas și în săptămâna care urmează. Amin. Am dorit să Te simțim în inima noastră ca Amin. Și conducător, ca și Domn și Stăpân. Tronează în viața noastră și Amin. Noi Îți mulțumim, nu pentru meritele noastre, ci pentru meritele Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care a murit la Calvar pentru noi păcătoșii. Amin. Amin. Iubitul nostru Domn și Mântuitor, atunci când ai umblat pe pământ, înainte de a te înălța la cer, te-ai rugat pentru ucenicii Tăi, ca ei să fie una, după cum Tu și Tatăl ești una. Doamne, au fost între ei diferențe de opinie, au fost între ei și certuri, și ai îndemnat, Doamne, la dragoste, la smerenie și la unitate. Și apoi când te-ai înălțat la cer, le-ai dat puterea Duhului Sfânt ca să împlinească lucrul acesta. Doamne, Te rugăm frumos să binecuvântezi poporul Tău cu putere. Amin. Cu înțelepciune să împlinim și noi cuvântul Tău. Amin. Ne-ai îndemnat la relații de dragoste, Doamne, de pace și unitate. Suntem așa de diferiți. Dar ceea ce trebuie să ne lege este dragostea Ta, Amin. Este jertfa Ta. Așa am vrea, Doamne, să domnește în inimile noastre. Amin. Și în mintea noastră, și în inima noastră, și în biserica noastră. Să nu fie altceva decât Hristos și El răstignit. Amin. Te iubim, Doamne, da. Și numele Tău îl pune peste adunare. Da. Și Te rugăm frumos, lasă ca Duhul frățietății, al păcii și al dragostei să unească biserica Ta din Amin. Te rugăm frumos în săptămâna ce ne stă înainte, Doamne, să ne ajut să trăim în așa fel încât, dacă Tu vei veni, Doamne, să nu ne fie teamă sau rușine. Ajută-ne să fim oameni pocăiți. Ajută-ne să fim oameni care Te reprezintă pe Tine și oameni care prin trăirea lor Te mărturisesc pe Tine. În mâna Ta ne încredințăm, Doamne, cu familiile noastre, cu copiii noștri și cu adunarea, spunându-Te, Doamne, rămâi cu noi, că și este seară, că și nu putem fără Tine, că și nu vrem fără Tine. Doamne, Tu ai cheile vieții veșnice, Tu ești izvorul binecuvântării. În mâna Ta ne încredințăm ca adunare, în mâna Ta ne încredințăm ca individ. Doamne, călăuzește-ne. Și a Ta, Dumnezeul nostru și Împăratul nostru, să-ți fie toată slava, cinstea și gloria, așa cum și în veci de veci. Amin. 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 Cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din casa Domnului.